Proiectul de buget pentru anul 2012 a fost aprobat de guvern în ședința de lucru din data de 25 noiembrie, urmând să fie trimis în Parlament. Deputatul Gheorghe Ana ne-a informat că deja a pregătit 111 amendamente în ceea ce privește proiectul de buget pe anul 2012, având în vedere investițiile din județul Dâmbovița. Grupul nostru de parlamentari dâmbovițeni am întocmit 111 amendamente în valoare de 317.864.000 lei. Acest număr de amendamente privesc, și am să vă spun și pe ministere cum le-am repartizat, la Ministerul Mediului 14 amendamente, cu o valoare de 141.304.000 lei, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 52 de amendamente, cu o valoare de 128.574.000 lei, la Ministerul Învățământului și Cercetării 33 de amendamente, cu o valoare de 26.074.000 lei, la Ministerul Culturii, două amendamente cu o valoare de 912.000 lei și la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cinci amendamente cu o valoare de 22.000 lei. Aceste amendamente, în general spun, cu excepția celor de la Ministerul Transporturilor, privesc investițiile istorice de care eu am tot vorbit și am făcut, recunosc, o pasiune în a spune în permanență, a amintit despre aceste investiții istorice. Și am să vă dau câteva date. Sunt investiții, cea mai veche este, cred că o știți cu toții, campusul universitar, 1997. Această investiție este prinsă în anexă la Ministerul Învățământului. Noi o să depunem un amendament pentru că dorim ca ea să se încheie anul viitor. Pentru că nu cred că există în România modernă o investiție mai veche decât cea a campusului universitar de la Târgoviște.